Mulțumesc pentru întrebare! De a ascultat când mâinile sunt ocupate și mintea liberă. Andrei Bolocan, cel mai serios personaj neserios din internetul moldovenesc sau mai pe scurt, comediant și creator de conținut. Sursa lui Andrei de inspirație este prostia, nesimțirea și minciunile politicienilor moldoveni. El este fata mamei, tot el e Fedot Bernstein, tot el aduce lumina, el știe și de ce internetul grăiește, tot el l-a oprit pe Morgenstern să cânte pentru șor și tot el e cel căruia primarul Ion Ceban i-a promis că îi va număra toți dinții. Poate concur- doar cu Natalia Morari la numărul de hater și cu Ionia Strati la cel mai strălucitor zâmbet din Univers. Noroc, Andrei. Noroc, Nata. Și bine ai venit. Noroc. Ai avut Nata. ocazia să vezi măcar un vreun episod de mulțumesc pentru întrebare. Da, acel cu Joe Rogan. <laughs> Eu înțeleg că nu pot concura cu Joe Rogan, dar totuși. M-am uitat la câteva. Știi unde a ajuns? Unde am ajuns? Da. În viață. Nu. Înțelegi unde ai ajuns în momentul ăsta? Nu. No. La o emisiune în care punem întrebări, multe dintre ele sunt inspirate din ceea ce solicită oamenii. Mm. Inclusiv venirea ta la mulțumesc pentru o întrebare este o solicitare de la mai mulți oameni pe Cât? care îi întrebam. Uh, acum și o să discutăm despre cantitatea exactă, virgulă și zecimile. Um, am întrebat oamenii pe cine vreți să aduc la emisiune, cu cine v-ar fi interesant să stau de vorbă. Și Mulți oameni din anturajul meu mi-au spus, inclusiv fetele din echipă, am vrea să stai de vorbă cu Andrei Bolocan. Și prima reacție a mea este, Andrei Bolocan s-a terminat mama invitaților. Da, noi, nu facem asta da? săptămânal. După care, uh, am postat și în Instagram o întrebare la urmăritor, rugându-i să mă ajute cu întrebările pentru tine. Mm. Și o patroană mi-a spus că ea nu este de acord ca tu să vii la emisiune. Mm -hmm. Am întrebat-o de ce? Și mi-a spus, pentru că veți fi imparțiali.

<laughs> o nouă pe. Și până la asta, 10 ani de când ai întors o altă pagină în viața ta Da uh, Cum ai găsit Moldova? Moldova în care tu deja locuiești de un an stabil Da, hai să îngustăm întrebarea Că am găsit o variată De exemplu, azi dimineața continuu să o găsesc Cum era și un an în urmă E un fenomen care încă nu dispare Și mă gândesc Trebuie să lupt cu asta Trebuie să accept Telefonul lichit de falcă la șoferii În care evident mașina are și puțin Bluetooth Dacă nu CarPlay sau Android Auto eu, eu nu înțeleg ce e asta E atât de greu să faci connect via Bluetooth la telefon de ce Sau senzație te de telefon De ce mai deranjează? Tele... Omul nu e atent la volan Șoferul nu e atent Ia ca așa merge E super enervant Și asta e o prada așa de pentru polițești tu vezi tot felul de poster la Poliția Republicii Moldova cu operațiunea MAC? Uite băi la câți oameni, eu când vin din spre Durleș, merg spre Durleș și sunt ambuteajă, fiecare a doilea șofer aproape sau șoferiță, cu telefonul la falcă, când mașina e modernă. De ce oamenii fac asta? Ei doar înțeleg probabil că asta e periculos. Nu știu, de ce oamenii nu-și cumpără scaune de copii în mașină, deci oamenii nu pun centurile sau le pun la spate, că nu li comod, când transpiră o leacă aici la țățică. Dar asta e o chestie hot, șerbintea, mă, de... Așa? Poate nu pe mulți îi doare. Dincolo de asta? Cum am găsit Moldo. Moldova? se schimbă, te noi ne schimbăm. Impermanența e un lucru permanent. Ce s-a schimbat în viziunea ta cel mai mult? Mai, sunt multe lucruri mai bine și mai bune decât Com cum erau. spune cele care îți vin primele în cap. Nu știu, de la confort urban, țară, dar și eu sunt schimbat. Îți dai să mă priza mea la adapter moldovenesc, tot e altfel. În același timp, sunt chestii la care poate nu m-am așteptat. Care ar fi nu m-am așteptat ca poate 10 ani de Canada să devină o bucățică de monolit în mine. Că noi ne place să definim, să dăm valoare, să dăm nume la lucruri și să ne oprim și să spunem O, asta cu mine va fi mereu, e ca așa va fi plăcut cu mine toată viața. O, Opa, începi să fie nu plăcut, nu place, sufer. Dar e normal și on and off. Și probabil Moldova pentru mine a fost un, un off din asta neașteptat, o leac pre intens. Neașteptat în ce privință, Andrei? Nata, rutină de distracții, prieteni, ritm de viață, calitate de viață, Casă și confort intern și extern. Da, dar Faptul tu odată ieși... deja ai trecut prin acest stres, 10 ani în urmă, când s-a schimbat toată rutina ta de viață, da, prietenii. Și eram alimentat de dor de ducă și dorul de ducă ăsta era stâns uh -huh. și am realizat că eu aș vrea să continui să trăiesc în, în locuri unde există pasarele în lunca râului, unde natură e curat, unde administrația parcului național sau local, regional, îmi spune că aici e loc pentru foișoare, unde lumea se respectă la nivel de și muzică pe care o pornește pe mal din Iestru. <coughs> 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 mă doare pur și simplu chestia asta și noi, noi să E că noi n-am ajuns să, vedem cumva tablicii cu reguli de comportament, dar în Canada, în 2015, gazda apartamentului nostru din regiunea San Leonar, italianul Franco, s-a apropiat și a zis, azi e ziua mele și -o să fie o leacă de disco, să fie un DJ, să dansăm și eu zic, stai noi închiriem de la tine apartament și tu mă anunți că și zgomot la tine, acasă? Și pe urmă, tot așa am învățat de la alții. Pe vecina noastră odată ne-a trimis un, o pagină pe site-ul primăriei din localitatea așa cu 25.000 de oameni, ghid de bună vecinătate. Dacă aprinzi focul în grădină, ai grijă să nu aprinzi cosmodromul. Dacă pornești muzică, dacă faci asta, dacă scoți gunoi mare. A, măi, primăria s-a gândit? Sau în primăria Montreal erau broșuri despre ce faci cu caca de câine și faci dacă vrei să stai un copac? E fain să aceste guidelines. Și atunci tu știi că ai, știi, ai un raport dintre tine și vecinul. Că noi avem un vecin care i-a plăcut să chefuiască vara asta într-o noapte. Și noi ce facem? Ne ducem și cu vecinul sunăm deodată la poliție. Și trebuie să facem. Dar dacă există o resursă administrativă în care tu ai încredere, o în instituție, zici, băi, noi amândoi ne raportăm și avem încredere și vrem să avem un stat în care unul în altul avem încredere și în instituție avem încredere, eu îi trimit lui link și zic, dragă vecin, te rog frumos, hai să ne conducem de aceste norme. Un prim mesaj. După asta ne poți să te duci la poliție. Aici o leacă lipsește acest raport. Nea, cu mine statul nu comunică atunci când ne expiră asigurarea auto. Eu trebuie să am grijă de asta. Dar eu zăși ani m-am deprins că statul canadian s-a întrebat în e să când și expiră. Da, despre ce vrei să Ce faci? <laughs> Eta, tu ai menționat câteva momente care ți-ți aduc destul de mult disconfort. Uh... Tu ceva ca ele să se schimbe, mai de exemplu. Mai gură, mai rășesc gură. E că anul trecut a fost un conflict filozofic cultural cu obținerea documentelor pentru renuirea permisului auto. O anunțat cine? Radu Marian sau și cine mai postat. Ministerul Sănătății a făcut un ordin că de azi încolo nu trebuie omul să duc să aleargă după document care atestă înregistrarea sau lipsa înregistrării în Registrul Național Narco... cum se mai cheamă? Narcologic sau uh -huh. registru de... Mai sunt acolo două registre, n-am și uitat. Și eu mă duc la medică de familie și zic, uite, nu eu trebuie să alerg, este ordin. Scoți omul din zona de confort, păi animași, până acum, adică ani de zile, o alergat omul și-a transpirat și mă ducem la etajul șepte la policlinică să obțin un scris de mână că nu fac parte din registru psiho sau narcologic din țară. Și medic de familie trebuie să trimate e-mail-uri. E-mail în 2024 să trimiți? Ce-și nebun? Du-te tu și aleargă pe etajă. Și multe asemenea chestii. Nu știu, luatul de sânge la copii. Coborât recent am, am avut vreo două săptămâni în care am folosit mai mult transport public. Și am aruncat cu săgeți în Cătălin Lungu. Că el cu îndemnul ăsta de folosit transport public. Dar îndemnul ăsta trebuie să vină cu un sticker, știi, ca la țigări. Atenție, s-ar putea să nu vă sâmpțeți oameni din când în când. Băi, sunt, e, e fain Zonele cele unde autobuzul sau trolebuzul Are lane lui, da? Are banda lui și merge repede, e fain Dar dacă iei Proaspătul autobuz din codru 14, care e doar până la ora 7 Sara Și care e spre deosebire de autobuzul 11 din Durleș, Care vine, nu a pornit aerul condiționat Bănuiesc că ești de la parcul urban de autobuz Băi, brătan, tu mergi acolo 3 km În cruș și nu mai porni aerul condiționat Dar să economisim să Dar tu nu te-ai gândit că toate momentele astea de disconfort pe care tu le menționezi, tu le remarci, le trăiești atât de intens pentru că tu nu ești împăcat cu gândul că ai plecat din Canada. Evident sunt multe motive, da. Evident că atunci când nu ești păcat cu ceva, frustrarea asta poate să se exprime la, la multe altele. Noi asta vedem în copii. Uh -huh. Când noi suntem mai duri, mai răi cu copiii, un copil mai mare este mai rău cu un copil mai mitel. Deci tu nu ești păcat cu plecarea din Canada. Și să nu sunt păcat. Ba da, nu. Nivelul de împăcare acum, spre deosebire de un an în urmă sau toamna trecută, cred că, e diferit. Noi n-am povestit public la nimeni, de fapt, mai, mai din interiorul acestei decizii. Mm -hmm. Și lumea, în lipsa informațiilor sau poveștilor noastre, poate să-și facă tot fel de scenarii. Tu de ce ai revenit în Moldova? Tu m-ai chemat. Tu de ce ai plecat în Canada? Tu m-ai chemat. Ești cumva că tu ești un om care nu prea faci lucruri care le vrei tu, dar pentru că ți le spune cineva din preajma ta? Eu am vrut să mai întârziem trenul întoarcerii în Moldova, pentru că întoarcerea în Moldova însemna o pregătire financiară mai, mai serioasă. Uh -huh. Dar cu sau fără această pregătire, spăt și aici de pregătit financiar. Dacă de pregătit financiar tu erai când ai plecat 10 ani în urmă în Canada? Nu eram, da încep să dezvolți Sau să nu mai dezvolți Niște substanță în creier Care dictează flexibilitatea ta mm -hmm. Și vrei să-ți ții de ce și, și gine Ți-a plăcut ceva și ți-a ion Asta e meu Nu-mi luați vârful meu E ufăria mea Deci tu ai putea da impresia Unor oameni care știu foarte puține despre tine Sau poate știu suficient de puține Ca să-și facă concluzii Bazate pe propriile lor experiențe tu ești de fapt sub fusta mea. Da, da pare bun. Și tu ești ok cu asta. Da. Okay. Nu, dacă după duș, e ok. So. <laughs> de ce? De deci okay okay? ce, tu ești, ok? Da, nu este în tine un gram de... Ce de... înseamnă această expresie? Tu o folosești că ce? Asta ai înseamnă că deciziile le iau eu, majore, tu ești nevoit practic să te adaptezi la ele, să le accepti, să mergi în urmă. Ok. Asta pe tine te aranjează? Tu ești ok cu asta? Ți-am zis, aș fi vrut, dar aș fi vrutul ăsta deja în trecut. Uh -huh. Da, sunt ok. <laughs> tu de asta și ești feminist. Noi mă filmăm, nu? Tu de asta și ești feminist. Eu nu știu ce eu feminist. Mi -e se pare discuția asta mult mai amplă despre decizii și importanță și um, o luptă de orgolii. Vai, dar stai, mm. lea, că poziția mea nu a fost luată în calcul. I încerc să restructurez o leacă idee de dat fără a ceva înapoi. Ş... Da. De ce te emoționezi? Pentru că filmam. Nu, în serios, de ce te emoționezi? Iată nu mi-e expresia, expresia asta. A da fără a cere nimic în schimb. Pentru că e greu. Ce este greu? Să iubești, e greu. E greu să iubești? În ce consta greutate pentru tine? Pe păi persoana de sex diferit e greu Nu, nu te înțelegi. Cu băieții mai ușor. Deci ce ți este cel mai greu în toată povestea asta cu iubitul? Dăruitul fără a te aștepta la ceva înapoi. Eu nu știu dacă eu am învățat asta. Nu știu, cred că tu ești mai bun arbitru. Tu ai sclipiri. Mă nu, tu ai sclipiri de... după mine, sclipiri de astea în care se întâmplă niște fulgere în care tu arăți că conștientizezi anumite momente. Da. Dar eu nu sunt absolut sigură că este ok să daruiești fără să aștept ceva înapoi. Da, nu, nu, nu grezi de Romeo și Julieta și de abnegații și de... trebuie să existe un raport. Ca și... Știi, chestia așa, din, nu știu, din meditații, din budism, în care tu pornești de la zero și. E că eu azi m-am trezit și eu știam că eu trebuie să ajung undeva. Deci, gândul meu era că eu deja nu reușesc undeva, eu deja trebuie să ajung undeva, eu, eu sunt neîmplinit, neajungând la acest interviu. Dar tu poți să pornești la drum, poți să te trezești dimineața cu gândul că tu ești împlinit, acesta este punctul zero, dar dacă eu încă ajung la interviu, eu sunt plus 1, plus 5, plus 10.

Ca să te facă să-ți lipsească mai puțin Canada în Moldova. Nu am voie să spun asta la microfon. Care sunt ele? N-am voie Ce te-ar să... face să te simți mult mai confortabil în țara în care tu te-ai născut? Pe care tu nu ai ales-o. Așa s-a întâmplat că tu aici ai venit pe lume. Uh, cred că bogății de spații publice, natură. Uh... natură este. Da, ok, atunci un nivel de administrare a acestor spații publice uh -huh. um, un, uh, un nivel sporit de educație a noastră a cetățenilor în care noi mult mai mult citim mult mai des ne punem în papușii altora uh -huh. uh, mult mai uh, greu ne aruncăm în ură și în 1-0 și în uh, uite ce se întâmplă, doamne unde ești tu țepești Acum că tu mi-ai menționat niște lucruri care sunt foarte greu de realizat în timpul vieții tale, tu vorbești de educație mai înaltă, tu vorbești de spații publice care să aparțină oamenilor, tu vorbești de spații verzi care să fie mai bine gestionate, înțelegi că sunt niște schimbări sistemice de foarte mare durată. Da. În lipsa lor, te simți capabil să fii fericit în Moldova? Poate fericirea să vină la pachet cu direcția asta sau cu acest drum în care tu vrei să schimbi lucrurile. Adică să savurezi nu destinația finală, dar să savurezi propriu zis aventura spre ea. Da. Cu toate că la etapa asta nu-mi dau seama exact și rol mesianic trebuie să am și vreau să mă departez foarte mult de ideea de erou. Că eroi nu prea mor bine. <laughs> destul de vreme, mor loviți în uh, Mai să mai rămânem un pic la Canada că Hai. sunt curioasă să știu acum la distanță de atâția ani când tu uh, la 26 de ani uh -huh. uh, fiind oarecum în apogeul unei cariere de televiziune care probabil promitea multe la nivel de popularitate onorare, poate publicitate uh, poziții sociale. <laughs> ai, ai coborât de pe apogeu Și ai devenit migrant Într-o țară foarte îndepărtată am Nordică Traducător dar, în birou de imigrație <laughs> Exact Și brusc, brusc Tu practic ai fost aruncat pe gheață Da, da, am plecat cu 2000 Cât aveam, vreo 2000 de dolari la mine ce te-a învățat această telefon, experiență canadiană? 3. Sau ce ai putea să transmiți altor oameni din această experiență canadiană? Ia, na, 10 ani, nu știu ce am învățat. Multe am învățat. Am învățat că în Canada, în Ptima Greb, lumea se în parc, nu știu, mult lucru am învățat. Am învățat că Canada e bogată și între zeci de mii sau sute de mii de oameni noi. Am învățat că asta dictează un alt ritm, o altă dinamică de relații între oameni. Uh, am învățat chestii foarte faine apropo de acceptarea lor culturală a Quebecului care sunt francofoni, vorbesc franceza cinstesc franceza, o respect o, o, scriu legi ca să o protejeze și să-i să mențină un statut uh, de, de frunte în societate dar în același timp acceptă culoarea lor specifică, ei sunt chebecoși ei nu sunt francezi, dar vorbesc franceza cu toate astea acceptă anglicismii ei au la radio cântece în care strofa în uh, franceză, dar refrenul în engleză. Carlos Dreams în 2013 și mai tot avea asemenea cânte, dar lumea întreba, de ce tu deodată în rusă cânți. Mai e un trend de, de, de parcurs aici. Și eu cred că noi putem observa la anumite noutăți, dacă ții minte, o campanie de, de bilingvism în Quebec și felul în care lumea comenta aceste noutăți, mm -hmm și cum la noi este tratat subiectul limbii cu Vlad și suliță și moarte lentă și sânge și opresiune. Uh, nu zic că noi suntem gata poate să acceptăm calmul canadian și diplomația de discuții între anglofoni și francofoni. Că și acolo încă mai este multă bubăjie. Dar poate asta e un început. Că eu vreau să trăiesc într-o societate în care găgăuzul, rusul, moldoveanul, bulgarul și împăcați. Nu? Să avem tăiați încredere în faptul că eu dacă îi trimit linkul de la site-ul primăriei despre bună vecinătate, noi tăiați să avem încredere în asta. Dar tu vezi la modul practic cum e posibilă crearea acestei prietenii? Prin discuții, prin zâmbete, prin convins că spate, prin încurajat. Oamenii care nu vorbesc bine română, dar că trebuie încurajat să facă asta. Eu am fost încurajat de atâtea ori de francofoni în Quebec, spunându-mi se am o franceză bună, zic, și cu voi. Și nu credem, nu credem, nu acceptam, știi, fiind autocritic, dar după asta înțelegem că este un, un, o, cum să zic, un, o mână întinsă foarte bună. Și, dar cred că America din Nord are acest... Băi, cortizolul în dimineața. Tu nu mai chemat la podcast-uri dimineața. Eu beau cafea și pe nu să... Tu așa arunc de tare te emoționezi când vorbești de Canada? Nu de Canada, mai eu spun motiv. A... Eu dacă beau cafea așa azi dimineața, noi filmăm dimineața, dragi spectatori, și eu sara, sunt mai calm, dar noaptea și mai calm. Fetele m-au rugat să te întreb de ce fata mamei. Deci tu preferi dimineața să filmăm. <laughs> Băi, spera din cum îmi spune mai mea. Ceea ce rămâne în vigoare, tu rămâi să fii fata mamei. Cred că dar maică-ta zicea așa pentru că ea foarte tare își dorea o fată. Da. Și în momentul în care tu ai venit pe lume, ea a acceptat-o realitatea care este, va fi un băiat, dar el mm -hmm. va fi fata mamei. Da. Tu, asta ca și băiat, în ce mod ai simțit-o în, în, în relația ta cu mama, să fii fata mamei? Nu, era clar că tu auzi un fel de, 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 de... ai o disonanță de cum ești tratat și... Nu știu dacă pot să mă compar, dar încerc, să înțeleg oamenii care nu s-a acceptați pentru că ei vin și zic stai că eu nu mă încadrez în construcția ta socială de gender. Și noi ca oamenii spunem, dar eu nu mai înțeleg și tu ești fată sau băiat. Dar nimeni nu-ți cere să înțelegi, prost accept că sunt oameni care sunt diferiți decât tine. Nu, e clar, comparația e deplasată, dar eu auzem asta și eu nu prea înțelegem, deși mai mea ține neapărat să-mi spună asta. într după m mă întors de la școală și mai mi de zis, dar tu știi că eu am avortat tare mulți copii înainte că tu să te Și stai, uleagă, eu mănânc borș. Și <laughs> se întâmplă. Zic, și trebuie să trag eu, și concluzii trebuie să înțeleg din asta. Că tu ai fost un copil așteptat. După ce multe sarcini mm, au venit nedorite. Nu, mai mea nu prevroie al treilea copil deja. Mm -hmm. Și îi spunea lui taică mea despre asta, dar cumva, nu știu, tai că mi convins-o. Sau, nu, nu tai că mi convins-o. Și nici spune ei. Nu știu, Nana Liuda. Știi că se spune că noi, de fapt, învățăm să fim părinți de la părinții noștri. Da, inclusiv. Și pe tine, părinții tăi, ce te-au învățat? În ce privește rolul tău de părinte? Nu cred că multe lucruri sunt automatizate. Um la nivel de frază care sunt super nenecesare și replici de noastră și pofta noastră de părinți de a controla procese, de a indica copchilor și să facă. Cred că asta strage din copchiăria noastră. Și noi cu tine avem copilărie de părinți care au crescut cu limite bugetare, financiare și asta sunt pe namu. Și tu vrei să spui că e ok, noi putem să acoperim, sau tu te apropii de părinți, zici, băi, e ok, noi, hai, cât costă taxiul până la noi? 450 de lei, e ok, asta nu-ți bani mari, de să... Nu, să-ți bani foarte mari, 450 de lei, stai o leacă. Uh, da, nu știu exact ce, ce și am învățat, cred că nu știu dacă sunt practici care le-am deprins, niciodată nu m-am așezat cu mama sau cu tata să-mi că, hei, Uh, reversive psychology înseamnă când tu îi spui copilului una sau alta. Scuze, Andrei, da să mănânci borșul cu cașcaval pe pâine, asta îi o chestie. <laughs> nu, asta e altă bubă, noi avem două frigideri în casă și ele ambele sunt pline, nu știu și eu, <laughs> eu. nu pot să înțeleg, când ai borș, pâine neagră și smântână. Da. Pui smântână pe pâine neagră și mănânci borșul. Nu, tu te scoli, te duci la frigider, scoți cașcaval și pui pe pâine. Da. Asta vine din familie, Andrei. Da, pentru că borșul e cam lipsit și de proteine și de grăsime și eu vreau varietate de nutrienți. Bine, eu mai am simplificat lucrurile foarte mult. Da, eu, durerea o, -o, Dar... o de-a mea. Eu 10 ani n-am mâncat felul întâi și am cam uitat ce înseamnă asta. Dar, totodată, mi se pare curios Ceea ce eu recent am descoperit Că tu, de fapt, după o întâmplare la grădiniță În care cineva ți-a dat o piatră în cap Ai făcut homeschooling Tatăl tău a decis să țină copilul acasă Și tu, da. când ai plecat în clasa întâi la școală Cred că mei cumva au decis nu, nu, Tu știi, să calculezi mai mult Decât calculează copiii da. în prima clasă Da Tu crezi că asta Doamna Iudu Chie mă scutea în față și spunea Uitați-vă, Andrei, ce bravo ești tu crezi că decizia tatălui tău de a te feri de violența care se pare că mereu a fost în mediul ăsta grădiniță-școală și cu care noi inclusiv și azi ne confruntăm, a, a avut un rol asupra felul în care tu astăzi vezi lumea pentru că tu o vezi diferit, tu gândești diferit, tu ai o atitudine specifică față de uh, lucruri ordinare, tu ești mai flexibil, tu ești mai tolerant. Crezi tu că acest rol l-a avut faptul că tu n-ai fost stricat de sistem atunci când te formai? Eu am petrecut după asta în sistem. Eu am petrecut în sistem mai mult decât alții. Eu am făcut de două ore clasa 1. De ce? Pentru că când am trecut de la școala 39 actualmente, Nicolae Sulac, la Eliade, erau locuri doar în clasa 1 sau 3. Uh -huh. Și m-am dus încă o dată în clasa 1 că a treia nu eram suficient din deștept, nu știu, deși, da, am părinții așa au decis să-mi facă drum mai ușor. Da. Deci a avut asta un rol asupra ta? Da, niciodată m-am gândit dacă asta a avut un rol la deschiderea, cum tu zici, flexibilitatea mea, presupun, da. Cred că e tare ciudat. Eu, eu mi-amintesc, sau poate asta creierul meu generează această imagine, dar eu mi-amintesc că eu eram după un gard, și piatra prin gardul ăsta de metal, prin găurile de metal, m luvit în frunte, dar nu era nici tare semnificativ că după asta să mă întorc la grădiniță. Mm -hmm. Cumva, poate eu eram traumat și am zis, Băi, nu mai trimite în loc și el, știi că el a suferit chiar în cap. Da. da. Mulțumesc pentru întrebare! Autoironia. Autoironia. Super chestii, trebuie de impus râs de tine. Adică vine agentul constatator și spune, dumneavoastră astăzi mă că n-ați făcut haz de dumneavoastră ceva, Ce aveți? Șăringa, discuietă. râdiți Nu, autoironie, autoironie super necesară. Asta e, e un instrument din el în serios, un instrument prin care tu înțelegi stai uleacă, Mă tin eu nu sunt așa de important în acest mare univers de găuri negre și planete pe cât îmi dau uh, importanță. Mm -hmm. Cum o definești tu, de fapt? Ce este autoironia? Uh, bun, nu, nu știu, cum, n am o definiție acum în cap la ora asta. Uh, autoironie, eu aș, aș, aș eu cu un moment de mindfulness în care tu recunoști că și ești tre, -și, tre -și prin tine, și ești tu sunt, nu neapărat ești tu. Și? <laughs> și dacă eu sunt enervat, dacă eu sunt trafic, dacă cineva nu o tăie drumul, eu nu sunt emoția așa. Eu nu știu și în cap omul și el, poate el pati poate femeia să naște, poate el naște și nu știi ce se întâmplă. Și în momentul în care tragi lec de aer în respir, respiri, îți trece. Sau dacă spui, băi, stai o da și eu uneori greșesc. Și eu uneori eu hăiesc, și eu uneori parchez nu cum trebuie. Da, dacă tu crezi că asta este o calitate bună, a unui om, să aibă destul să fie autoironic, mm -hmm. să aibă destul capacitate în el de a se a nu se lua prea tare în serios. Mm -hmm. Tu vezi cum ea poate fi injectată sau cultivată într-un om? De exemplu Bun în copiii noștri, da? Cum să cultivăm noi în Magda? Mai mult autoironie. Autoironie. No. Bună întrebare. Bună întrebare, că trebuie uitat, trebuie înțeles oamenii care nu au această autoironie și-o pățit ca să ajungă așa. Răspund că poți să iei, da, ca cazuri foarte triste, politicienii, uh -huh. în care e greu să accepte o critică, e greu să facă haz de. Să răspundă lor. cu o glumă la o la ofensă, de exemplu. A, da, 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 da. Da, nu, cred că Magda are instrumente necesare. Am o, -o perioadă, așa mai. Șerbențică. Noi nu putem să ne dorim la acest outcome fără ca să depunem o de efort să ne așteptăm că peste ani asta să răsară. Nu știu dacă tu vei autoironie chiar la 8 ani. Nu? Eu nu am nici acum. Scuze-te. Eu stau destul de prost cu autoironie, deși eu cumva mă simt norocoasă să fiu lângă un om care are destul de autoironie ca să mă lipsesc și eu. Iată, dezvoltând tema autoironiei, sunt absolut convinsă că nu există un om pe pământ care nu și-ar dori să aibă un simț al umorului mai bine dezvoltat. Crezi? Da. da. Tu, poți să vii cu recomandări, dar simple și practice. What? Cum poate cineva să-și dezvolte simțul umorului? Oh my God! Consumați comedii umor, nu? Nu așa se dezvoltă. Trebuie să vezi asta ca pe urmă să începi să replici, să, să replichezi sau cum... Și tu asta ai făcut? Cred că am consumat mult umor. Am consumat de la uh, Smeha Panorama, KVN, în uh, Vacanța Mare, Comedy Club Rusesc, descărcat pe disc de la Stasic în 2003 și pus în Pentium 2 și mă uitam la Wow! Pavel Volea râde de oameni din fața lui Că pe urmă să aflu, stai ulea, că insult comedy s-a născut în anii 60 în Statele Unite? și oamenii se precaleau de sfințenia lui de Frank Sinatra în anii 60 și noi în cultura noastră nu avem glume despre Doamne ferește, despre Satoshi și zice ceva despre Carla Zdrim Ion și Doina de Teodoroși noi nu avem, e destul de strâns, înțelegi, n-ai cum, gardul e înalt, nu trebuie să anunți ce ai pus pe masă. Mergem cu noua, off topic, mergem cu noua în autobuz și o doamnă a acceptat să-l țină aproape pe un scaun acolo să șez, că era puțin spațiu. Și nu, vrei, nu vrei, și să povestească. Ia că săptămâna viitoare vine sora mea din Canada să-mi aduc sandale. Și doamna zice, hai, nu mai povesti chiar toate secretele din casă. Să clasă, lasă, băi, să povestească tot ce vrei, lasă să scoate din trânsul. Pentru noi e secret. Noi până nu de mult ascundem boțul și el de făină să nu vină încă vădeu să ne trădeze, că e foame, te înțelegi? Mm -hmm. Și că această frăptură, această strâmtură de rect, de sphincter, e poate fi desfăcută. Și mulți deja își permit. De asta și zic, mie ne pare că dacă tu ai Porsche cu Bluetooth și CarPlay și ți- telefonul lichid de falcă, tu ai sfincterul strâns. Pentru asta trebuie amendă. Înțelegi? Există niște... Dar dacă nu e Porsche? bun, eu nu zic, sunt mașini fără Bluetooth, Îi înțeleg pe oameni și că nu reușesc să cumpere adapter sau nu știu ce, sau să se instaleze un suction cap cu telefonul alături ca să nu țină telefonul în mână. Dar în Moldova este legal să vorbești la telefon cu mâinile pe volan. Știi despre asta? Nu, nu e legal. Voi. Cu mâinile ținând pe volan, e legal să vorbești la telefon. A, da, în sens că da. Un în CarPlay, așa. Dar mulți nu știu despre asta. <laughs> Zeci de mii de euro tu dai pe mașină și... A, și ești și Bluetooth? Nu știu, mă, credem că așa trebuie. Și el doar nu e atent, înțelegi? Mi-mă doare chestia asta. Dar mi se pare că poate concluzia mea e una, știi, rănită, frustrată, personală. Că mai vine la pachet cu o invidie, când văd un Porsche și zic Păi cum? Cum, cum se poate așa de reușit în viață? Poate trebuie de facultate, măcar să o termin. sunt sigur că facultatea ajută, da. Sunt mulți care după facultate prinesc porș. da. E fain, e fain aici la tine, e relaxant. Te simți bine? Da, doar că avem puțin timp, îmi pare uh, uh, Uite, pe lângă faptul că tu în anul 2013 ai abandonat o carieră de succes în televiziune. Uh, carieră de nisip. Da. Uh, Te-ai ales dintr-o relație care era mai ascunsă, mai clandestină, cu o relație care, care nu puteai fugi, că erai peste ocean, un sfârșit. Unde să fugi tu când ești în Canada lângă mine? Da? Sau pui Deși de era intenția de a fugi să știu. Nu a fost simplu, Andrei. Uh, Te-ai mai ales... Tu poți vrei să fugi, văd Te-ai mai ales concomitent și cu rolul de tată. Da, mai. Rol de tată. La 26 de ani, când ți îți burau mințele în toate părțile, când tu nu știai cine vrei tu să fii sub soare, mm -hmm. te alegi brusc cu rolul de tată a unor copii care nici măcar nu ce ai făcut. De ce 20? 2013, Andrei. Nu, dar Magda s-a născut în 2015. Dar eu vorbesc nu de Magda, eu vorbesc ah, de Sonia okay, și Eva. Ok, ok, da, 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 da. Uh, da. foarte interesant. Ce te-au învățat pe tine aceste fete? Uh, păi deși tu provoști la emoții, mei, nu? Da, serios. Te discuții, <laughs> la un rug, nu de dimineață, la microfoane. Ce te-a învățat Eva și Sonia? Devenind copiii care no, nu s-ai okay. tăi lângă tine, pe care trebuia zilnic să le vezi, să comunici, să interacționezi fără ca să trăiești o zi cu ele într-o casă înainte ca să ajungi în Canada. Da, dar le-am le cunoscut. Am interacționat cu ele. m am învățat un, o modalitate de iubire care nu era străină până acum. Sau până atunci și nu era străină. Da. Dar eu asta m-am învățat nu atunci pe loc, când tare mult greșeam sau când s-a născut Magda și m-am înstrăinat de și înseamnă de un boț de copil de șase luni care țipă în casă și nu știi să spună mulțumesc. Cum bă, eu te șterg la fund și tu nu știi să-mi spui nici niciun cuvânt. Eu n-am înțeles, tot cu tine era conectat, o ieșit din tine, am văzut asta, am văzut de unde ai ieșit, am fost acolo. Dar eu mă simțeam înstrăinat și m-am văzut pe Google că asta e fenomen normal. Important e că tu ai fost acolo când asta a intrat în mine. Da, Cred că. Pușica, adică. Da, Pusica, de... care o decis. Gabriel Îngerul Bun, uh, Andrei, Dar, totuși. Da, și chestia asta e că, apropo, tu zici ce am învățat. Asta a venit la pachet cu, nu știu, primăvara anului trecut, de exemplu, când a fost primăvara înainte de plecare, da? Când uh, fetele deja erau mari, aveau joburi, veneau seara acasă, tu nu erai, eu eram cu ăștia... Da, încă eram cu ăștia mititei, ăștia mititei puteau să merg la culcare. Eva putea să-mi povestească momente picante din relația ei de boyfriends, girlfriends, nu știu ce. Și zic, wow! Numai și ăștia erau copii cu foi de colorat și mutat de cutii și mutat de școli. Sau, uh, eu țin stresul lor când ele spuneau că lor le vine greu să-și facă prieteni. Ce ți este cel mai greu în, în, rolul tău de afitat? La ce faci tu cel mai greu față? Uh, momentele de acceptare, că asta e rolul de tată sau momentele de tată pentru mine, eu cred că probabil pentru mulți alții la fel, asta sunt un fel de întreruperi. Copchii niciodată nu vin la când trebuie, la timp. Copchii niciodată nu vin când tu ai terminat să lucrezi, când tu ai timp pentru dânș. Copchii vin și te întrerup și tu vezi asta ca, oh, eu scrie un mesaj. Tu vezi că eu răspundem la Moldova, este care ne doriți să ard de viu în centru. Lasă-mă, te rog frumos să răspund. Dar, de fapt, această întrerupere e parte din viață. Desezit, vine un copil zil, lângă tine, și tu nu ești din ecran, să-i răspunzi, să-l iubești. Iaca. Acum că fetele Asta e greu, sunt de acceptat aceste întreruperi. Acum că fetele și Sonia și Eva sunt departe, uh -huh. în ce mod le simți tu lipsa lor? Da, eu sunt lipsa unui întreg pachet, noi aveam orar de bucate și meniu, noi aveam o oricare disciplină, ordine în casă care m-am deprins. Și acum e un gap, e o noapte întunicată în care asta nu-i. Și această lipsă vine la pachet cu, cred că noi ambii am realizat, că e diferit să lași copiii cu buniei decât să lași copiii cu surorile mai mari de am nu întrebăm în detalii. Mulțumesc pentru întrebare! Penis vagin, penis vagin, penis vagin, penis, penis vagin, penis vagin, penis vagin, încercați și voi, penis vagin, penis vagin, penis vagin, penis sunt penis sunt vagin. De când ai fost la Ai Umor, oh my God. trena Ai Umorului se ține de tine orice ai face. <laughs> Uh, scoți un video nou, mm. ai o ieșire, taxezi pe nimeni, un ceban, ti se bagă uh, ca un schelet de asta, permanent scos din dulap, participarea ta la eu. schelet scos din dulap, eu? Tu. E o chestie, e informație. De, publică. Desi ori ai momentul ăsta, băi, dar poate nu trebuia să merg Nu, dar atunci, după eveniment. M-am mm. avut pe drum înapoi în autobuzul București nou unicul meu conflict era că am plecat într-un format care nu era pentru comedie, era show TV și eu de mult n-am mai fost la TV și nu eram pregătit pentru faptul că acolo se va filma 17 minute, dar vor ieși 8, de exemplu. Da. Despre ce este cântecul Penis vagin? Despre nică, Nata, despre cum să nasc copii, nu ți cum a fost el scris. Povestește, eu sunt sigură... AMDM. Eu sunt sigură că um, mulți oameni au auzit cânticul fără să-i cunoască istoria. Fără Ca și s-a născut ce... un copil în viața mea, acum eu nu mai pot nici bea, nici fuma, acum eu m-am transformat într-un adevărat bărbat. E simplu niște voci, niște sunete care iasă din mine. Nu e adevărat. Cum nu e adevărat? Nu e adevărat. Penis vagin, penis vagin. În primul rând, maniera asta, tot e un fel de pornire, de a parodia oameni care cântă muzică pop foarte expresiv. Da? Mhm. Uh -huh. Salut, Ion Când e cu asta! S-a născut în momentul în care tu ai devenit tata primului tău copil. Da. Tu ai fost foarte copleșit de acest rol de tată, mm -hmm. pentru că tu niciodată n-ai fost în mipostaza să zici visez să devin părinte, visez să am trei copilași și neapărat unul măcar să fie băiețel. Da. Adică toate clișeile astea care domină în societatea noastră la nivel de tot ce înseamnă rolul de părinte. Da. Tu n-ai trăit asta, tu n-ai simțit asta, tu niciodată n-ai vociferat asta. La un moment dat, tu totuși devii părintele primului tău copil. Mm -hmm. Acest rol te copleșește destul de mult, pentru că noi eram singuri, noi nu aveam absolut niciun ajutor din nicio parte, mm -hmm. noi trebuia să gestionăm acest rol. Greu îl gestionam, eu mai eram și student în paralel. Da. Și tu... Uh, Fiind <laughs> cuprins de acest rol, la un moment dat ai inventat un cântec. Și, de fapt, acest cântec este un imn al heterosexualității. Da, dar nu luat atât de în <laughs> serios, e doar o ieșire din El mine. este, El este despre acesta este cânticul pe care Igor Dodon trebuia să-l iei okay. ca imnul festivalului familiei. Eu tot După ce am scris Magda, eu am scris cânticul despre plahotniu cu puța mică. Eu am scris multe lucruri. Nu, nu, asta nu, nu este neaparat. despre plahotniu cu puța mică, Andrei. Asta este despre cum a apărut Magda pe lume. Și în ce mod acest, această apariție te-a marcat pe tine. Și tu e hotărât să mergi cu acest cântic foarte personal, autobiografic, în care răsună două cuvinte de la care noi Cetățenii unei țări în care n-a existat sex începem îndată să mm. avem tremurici în voce. Mm -hmm. Și tu oricum ai spus aceste două cuvinte de la un microfon, întâi pe internet, după care de la scena ai umor. Da, penis vagin. Penis exact. Penis vagin, penis, vagin, penis vagin. Dar reacția pe care ai primit-o tu mm -hmm. este ceva care tu știai sigur că anume așa va fi, că uite, oamenii nu, nu vor, sau poate oamenii au înțeles mesajul tău care mesaj, nu e mesaj, let's have fun together, dacă nu, nu, există atâtea stiluri și genuri de umor, da, de la Andrei, ți-ai făcut, ți făcut de răsara, ți-ai făcut de răsara, a făcut de răsara, ok, și asta și e de umor, <laughs> scuzați, iar, iar, iartă-mă țară că te-am făcut, de râs, promit pe postamentul iubirii pentru neam să repar greșala, să scriu o poezie despre Vlad Țepeș, și tot asta. Eu nu, nu mă regăsesc, îmi pare rău și ne-am făcut de râs, sper să vă fac de plâns pe viitor. tu vrei să fii luat în serios cu umorul tău? Să fiu luat în serios cu umorul meu? Eu aș vrea să Tu excelez... vrei să ai influența asupra oamenilor, să impactezi anumite schimbări de comportament, Eu... schimbări sociale? Tu dorești lucrul ăsta? Oh, wow, cred că da păi, dar, eu, Umorul, propriu zis, eu aș vrea să-l văd ca pe un instrument în care să adun cât mai multă lume la o oaltă Și să reușesc și să mă hrănesc din asta Dar de ce se trebuie să-ți să aduni multă lume la oaltă? Mm, așa e modelul capitalist Nu adică, multă lume, o mie de oameni Tu dorești să influențezi într-un fel sau altul oamenii prin umorul pe care îl faci? Probabil poți să și pe ei, practic, și astăzi. Deci, Fac tu vrei ca ei să te simpatizeze și să aibă încredere în tine, uh, cred că da. Dar dacă tu vrei să ai încredere în ei, în tine, ei să aibă încredere în tine. Și eu trebuie să Cum vrei tu, ei, prin penis vagin, să aibă încredere în tine? Nu, dar asta e doar una din fațete. Nu înțeleg. Eu doar am manifestări manifestările mele. E clar că eu, în afară de penis vagin sunt multe lucruri mult mai urâte care le-am făcut în viața asta. Dar nu te-ai dus la umor cu ele? Nu. dar unde Unde vreau să ajung? Vreau să înțeleg cât de tare tu regreți acest moment în activitatea ta profesională. Atunci l-am regretat, zic, pe drum înapoi, în București, Chișinău, zic, și atât. Acum, dacă ai fi din nou contactat de echipă și chemați să mai Te-ai mai duce? Nu, nu, nu văd ca pe un mediu propice. Nu. Dar tu ai momente de astea în care. Asta nu înseamnă că el nu e bun. El a fost o platformă pentru mulți oameni care s-au descurcat și au ieșit, au venit oameni și au făcut comedii bună la umor. Asta nu înseamnă că eu sunt extraordinar și show-ul e rău, știi? Da, tu ai momente în care suferi din cauza că simți că nu te-ai născut în țara potrivită, în momentul potrivit, că umorul tău este atât de experimental, că el este doar pentru aleși. Ai momente de genul ăsta. Nu, uneori da, există strângerea asta de, de Sfincter că e țară mică, cu o populație mică și atunci când faci ceva de nișă, asta noi simțim și la internetul creiește uh -huh. vorbind despre politică, asta sunt eu la lumina făcând satiră politică, înțelegând cu satiră politică nu prea poți să atragi contracte publicitare, că lumea vede în satiră politică partizanat, vede că tu ești cu cineva... Uh -huh. Dar și cu cineva e normal, e evident că tu, dacă nu te duci la alegeri, tu nu ești cu nimeni, înseamnă că tu nici nu vreți să grezi cu tine. Nu e normal să fie care să aibă niște opțiuni, dar dacă putea, poți argumenta asta și putem să avem o conversație în jurul asta. Super, avem discurs public sănătos. Nu știu, da, nici nu știu ce greiesc. A vrut cineva vreodată să te convingă să accepti bani? ca să-ți schimbi uh, eroii uh, umorului pe care tu îl Eroi faci. Umor. Au fost niște propuneri, dar nu s-au ajuns niciodată. Au fost propuneri să nu vorbesc despre cineva. Despre uh -huh. doi policieni, de fapt, la doi la Plaha și la Șor. Și tu, de ce n-ai acceptat? Nu, nu, eu așteptam să văd care e cifra. La plahă, așteptam să văd care cifra, nu ni s-a mai comunicat, măcar să văd la și spun nu, uh -huh. dar la Șor am spus nu și îmi pare rău că n-am aflat care cifra. <laughs> Da, cât de mult era să influențează, dacă era să știi că se propun, nu știu, 3000 de euro sau cât da, o fi, nu, știu, ca să eu nu mai mult mult la Gheorghe Gonță, el probabil are o vară mult mai prolifică decât mine, înțelegi? Tu mm -hmm. și la Renato Usatei, duminicile, vreau și eu așa. Vrei și tu, pe bune? Aș vrea să încerc, da, nu știu, Renato dacă acceptă critica. Adresează lui Renato o invitație. Asta-l sunt după <laughs> nu, serios, tu ai face ce aici face Gheorghe Gonța? Eu aș merge în fața lui Renato să-l confrunt. Nu, ești? să faci o emisiune regulat și stabil cu același om. Nu, eu l-aș lua bani de la Renato și l-aș îngropa. Pe Renato? Da. Renato ți-ar da bani ca să-l îngropi? Nu, las să dai bani să creadă că nu-l îngrop, eu îți vin în fața lui și să-l îngrop. <laughs> asta ar putea să se întâmple odată. Și cel mai ușor, să îngropi frunzișă și cel mai ușor. Ce problemă vezi tu în asta? În Renatus, în nu. și sunt în acceptarea în, banilor. În ce face, de exemplu, Gheorghe Gonța? Nu, nu, nu e o problemă, e capitalism, e, e normal, fiecare vrea să-și să câștige până cum vrea. Eu doar mi-aș dori să avem o scară mult mai largă, mult mai pronunțată de. De, de, cancel, de nu, stop, așa nu. Adică Gheorghe Gonța, Natalia Morari, asta sunt fenomene atât de marginale încât ele nu trebuie deloc să conteze. Încât Am. și banii plătiți la Facebook și vizualizările lor pur și simplu trebuie să fie motive de bancuri, de anecdote. Păi dacă ei nu trebuie să conteze, tu de ce faci videouri despre ei? Vreau să-i confrunt prin prostie care promovează. Că, Înseamnă că, că Renata Usată plătești plătește publicități pe pagina partidului nostru. Deci asta nu e doar o ieșire în live. Mm -hmm. omul vrea să ajungă în fața mult mai multor ochi și urechi lui îi pasă de asta, el filmează și în rus și în română emisiuni angajez, cameramani, filmez ăsta sunt costuri de producție costuri, nu știu, poate Gheorghe Gonța lucrează pro bono, e ca să zicem, da? poate Natalia Morari tot pro bono lucrează dar de ce tu îi faci ca ei să conteze? prin a-i confrunta? prin a-i face video despre no, da, și un dar mi se pare că uneori e important să confrunt. Uneori eu regret că n-apuc și n-am timp să-i confrunt. Că sunt multe motive pentru care pot să-i confrunt. Noi, cum am început să vorbim de subiect politice, tot deodată te-ai înviorat, așa, ai simțit că asta sunt apele tale, asta înseamnă da, că da, subiectul... <laughs> subiectul ăsta... nu, aș, aș grijă te... despre non-politici. Da. Felul în care s adresat întrebările și el totuși cu rigoare de a obține un răspuns. Și eu simt că-s grăgitolea cât de termenii de timp și de asta sunt nevoit să scot din mine ceva, dar eu aș petrece la foc în 5 minute ca să mă gândesc la ce și răspund. Mm -hmm. Dar n-am, mamă, asta. Uh, tu ești chemat inclusiv în calitate de speaker pentru tineri. Okay. Să vii, să le transmiți niște gânduri de viață. Tu ai în momentele astea sindromul impostorului? Om care n-are școală terminată. Om care, când îl întrebi ce planuri ai în viață, tu zici, băi, acum, pe moment, poți să am niște planuri, dar peste jumătate de oră ele poți să schimbe. Om care spune că viziunile mele în momentul ăsta sunt unele, dar peste un an ele, sau o lună ele poți să fie altele. Tu ai sindromul impostorului? Tu suferi de sindromul impostorului? Gian, um, Gen... Păi și eu să merg în nu, fața doar, acestor tineri? Nu, nu să des invitat și recent când am fost, m am simțit o onoare, bu bucurie, că lumea are încredere în mine. Nu, în cazul dat, nu. Sindromul impostorului legat, poate, exclusiv de comedie. Pentru că în comedie e periculos. Publicul nu prea te cruță, nu prea te acceptă, da? nu prete mm -hmm. te rabdă. În comedie e liniște în sală dacă gluma nu i de râs. Și atunci e dur. Trebuie să înghiți cumva asta, trebuie să mergi mai departe. da. Hai să vorbim și despre scena umorului din Moldova. Scena umorului din Moldova. În 2013, tu când plecai, nici tu măcar nu erai cunoscut drept un om care face stand-up sau comedii La tine s-a deschis supapa deja fiind în Canada A apărut Fedot și tot așa mai departe Lumina Și tu revii. și această scenă este destul de plină cu foarte multe personaje uh -huh. Dar în același timp tu consumi foarte mult comedii și umor din Occident În special americanii pentru tine știu că sunt o sursă de inspirație uh -huh. La ce etapă de dezvoltare este omorul din Moldova? E un început. Important e să se țină de asta lumea. E un gen care promovează libertatea expresiei. E un gen care celebrează diversitatea opiniilor. În comedii tu poți să ai abordări originale la niște fenomeni care noi te-am deprins și poate ne frustrează, ne enervează, da, un take de stand-up pe scenă poate să te facă pe tine să te gândești altfel la o problemă. Tu poți să râzi de ceva și până moți provoca durere. Cum, plăsit, nu mă-ți menționez asta. Comedy is tragedy with a little time. Trece o leacă de timp. Uh, După deci, tragedie și ți, ți, ți de râs. Tu crezi că la capitolul umor noi suntem pe calea cea bună având o stand-up of cam. Nu știu, pe cale noi având suntem. Având un, un zebrașo, având un Cătălin Lungu. Tu pe cine din dai noștri îi consumi? E la cine tu te duci să vezi? băie, să văd ce mai făcut. Piteați, eu uneori pun de mult, dar am pus like și la niște manifestări lui Emilian Crețu, de care mi s-a părut, aha, ok, bun, bună strună, dar iarăși chestii foarte subiective. Mi-a plăcut o abordare. Dar de ce ai spus tu chiar și Emilian Crețu? Nu, pentru că probabil de mult nu mai consum, dar poate ar merita să mai intru să vezi ce faci, nu știu. Cum explici popularitatea lui Emilian? Uh, păi, fiecare epocă și are poeții săi. Țara noastră are tare mult priză pentru cineva ca Emilian. Noi încă suntem la etapa în care consumăm mult sketch. Dacă ne costumăm, îi mai de râs decât dacă nu ne costumăm. Dacă ne strâmbăm, îi mai de râs decât dacă nu ne strâmbăm. Normal. Și dacă oamenii spun că asta nu-i de râs, ca să e umor grotesc, Că asta nu e deloc intelectual, că e foarte mult mai muțăreală. Okay. Tu, ca om care vrei să-i faci pe alții să râdă, tu ce ai de spus? Nu, nu, dar asta și e minunat că fiecare poate să spună cu libertate că mie asta nu-mi place și eu asta nu consum. Mm -hmm. Și eu am uneori manifestări de altii stiluri de umor decât unul de satiră politică în care eu cu fața mea și mai eu în serios. Uh, așa că whatever, consumă și aici -și, și, și rezonează cu tine și aici provoacă în umor, dar probabil e cazul să înțelegem cât din umorul ăsta poate să rănească, cât din umorul ăsta insensibil cât din umorul ăsta are loc de a fi cizelat, fără ca suferi cumva eu ți minte discuția ta cu stand up care era una foarte paralelă din păcate, a avea sămânță bună de discuții în societate, care discuții? Spune că poate da, oamenii nu știu. Aia cu, uh, cu glume grotești, uh -huh. cu, femei, cu nu știu ce. Și era, tu aveai un take și din stand-up ca cu totul altă și era discuții paralelă. Eu înțelegem argumentul lor că poți glumi despre orși și eu cred că poți glumi despre orși. Absolut. Uh, doar sunt momente în care poți să descalifici o glumă prin structură, prin finalitate, prin la cine se adresează. Uh -huh. Că e una să glumești despre victimele unui act terorist, da? în care victimele actului terorist sunt subiectul glumii sau finalitatea punchline-ului lovește în victimele unui act terorist. Dar dacă victimele actului terorist fac parte dintr-un fir narrativ în care tu râzi de fapt de altceva, tu asta poți deconstrui. Noi doar folosim limbaj și dacă cumva definim comun, de comun acord niște termeni, putem să înțelegem. Mulțumesc pentru întrebare! Activitatea ta pe online este mai mereu urmată și de foarte multe comentarii de ur ură. Ură, violență verbală, amenințări. Eu am fost rugată să te întreb ce recomanzi tu celor cu mai puțină experiență în acest domeniu, care ar fi cea mai bună reacție sau atitudine la comentariile urcioase violente, verbal, pe care le poți primi pe online. O reacție care e cea mai bună? Da. Descrie, descrie al, al tău comportament. tu, eu ieri seara am remarcat, tu ieri erai într-o discuție cu cineva care te amenința cu moartea? Uh, spunea că ea plohă conciu. <laughs> și aici, apropo, nu e un neadevăr. Se întâmplă cazuri când bărbații plohă și femeile. Așa. Și cunoașteți rusă, da? Aici. da, nu, eu eram preocupat că căutam pozele lui că vreau odată să ajung la poliție. Eu în Canada n-am primit atâtea amenințări cât le prindesc aici la oameni care vor să ard, ploha conciu zic, păi, dar merita să mă duc la poliție să încerc norocul să văd ce efect o să aibă asta, o să mă iei în serios. La, la, poliție o asemenea conversație, o asemenea screenshot. Că atunci când m-am plâns pe ce bani pe amenințările lui, mi-a zis că nu există, nu întrunește elemente de infracțiune. Tot normal. Dar asta e o reacție. O altă reacție e să faci umor din asta, bineînțeles. Că să-ți scrie o persoană random un moldovan din Franța, să-ți scrie că ia ploha conciu și să-mi scrie în mesaj că am plecat din Canada pentru că am fugit de acolo, nu știu ce... Un om care absolut nu te cunoaște, care-ți toarnă în privat niște zoaie, care niciodată n-ar face o față în față, pe păi e atât de trist, atât de, de, și, și, și fel de colb tu ești ca să ajungi să faci așa ceva în viață. Tu știi că foarte mulți oameni anume din cauza asta nu îndrăznesc să devină mai vocali. Ei poate nu, au ce oferi, da. au ce spune și aproape sigur au și gânduri prețioase care i-ar influența spre bine pe alții. Dar anume frica de a fi comentat urât, îi oprește. Pe tu poți să te înconjori de oameni care -s, cât mai e din o și cât mai tare de acord cu tine. Mm -hmm. Și platforme gen Patreon oferă asta, grupuri închise pe Facebook, tu poți să faci asta. Comunități sau conturi private sau cum se cheamă ele, închise pe Instagram îți oferă asta. Tu poți într-adevăr să te de asta. Mi-am place această confruntare, mi-am plac aceste manifestări. Cum explici tu că ție îți plac place acest lucru. Măi, nu, nu știu, mă țin alert. Nu ne-ar plăcea să văd că tot timpul tot lumea e de acord cu mine. Uh -huh. Îmi place să văd oameni care nu sunt de acord cu mine, dar îmi place să văd oameni care nu sunt de acord cu mine și îmi mai dau și niște contraargumente. Dar în cazul dat e tare mult hate warp din asta, știi, care nu duși nicăieri. E, e, o tristețe profundă. Și, și deci, simțul umorului, acceptarea că asta este ok, ca cineva să nu fie de acord cu tine uh -huh. sau te duci și denunți la poliție dacă este vorba despre un discurs oameni în țară. Da. Eu, eu nu înțeleg cine recomandă asta, dar puteți și voi și să încercați pe cineva din americani spune, intrați pe Amazon și căutați un titlu de carte care tare vă place și duceți-vă la cele mai rele review-uri de o steluță și citiți și zice lumea despre cartea care dumneavoastră vă place cel mai tare și luați o carte sau un film care nu vă place și știți cele mai bune review-uri și confruntați te cu aceste două realități. Sunt oameni care gândesc diferit de tine. Sunt oameni care pe mal de nistru vor să asculte de 3 ori la rând de mama după iură sau de 21 de ori sau de zina Julia vor să asculte de mai multe ori. Se întâmplă. Noi vrem să ascultăm Limperatriz Formație francezasc. Ce când ceva știi tot lumea și ai pornit acolo. Și cu diavolul, și cu nebuneala asta. Pune ceva atât pe lumea să Scuze. Da. Deseori în Moldova auzim nu judeca și nu vei fi judecat. Pizdeț. Nu folosi capul și n-a nimeni. Noi tot și facem în viața noastră este să judecăm. Noi dăm nume și valori. Cum arăți, cum te porți, cum mă simt, cum e apa, cum e viața, cum e sexul, cum sunt copchii. Noi dăm nume și valori. Creierul nostru e făcut să genereze așa ceva și va. cel mai des asta duce în dezamăgiri. Noi fabricăm dezamăgiri, noi fabricăm friși, noi fabricăm regrete. Regretul e despre o bubă din trecut, nelecuită, frica e despre ceva și încă nu s-a întâmplat în viitor. Nu, nu, asta, nu cu asta ne ocupăm noi tot timpul. Când noi suntem prezenți? Când șofăm la volan, noi ne gândim, ce volan de chele. Nu, tu deamu te gândești unde întârzi sau te gândești de unde te-ai pornit și ai uitat de unde ai venit. Și cum adică să nu judești Asta de unde vine? Dintr-o construcție politică pe nume creștinism? Din frica să fii pedepsit, dacă judeci. Pedepsit de? De regimul care stingea în tine orice formă de judecată. Nu, dar să asta, nu vine din religie, nu e un citat din. Bine, asta, asta vine din religie. Dar uh, ea s-a rădăcinat atât de mult aici, nu din cauza religiei, ci din cauza urânduirii în care noi. Da? Sau... Uh, nu, nu. Uh... Pentru cine cineva va lua decizia? Este tătuca pe care are grijă de noi toți. Nu trebuie să judeci. Nu, iarăși, eu sunt adeptul și la asta, dacă sincer să spun. Eu, asta nu înseamnă că e bine faptul că creierul nostru pe noi ne împinge la judecată permanentă. Da? Mm -hmm. că această judecată ne împinge pe noi în niște concepte și noi ne fixăm de ele și noi ne pare că asta este realitatea obiectivă, eternă și din este remutat. Și vine altcineva și zice că nu, Oranj nu există și tu spui Și cu tine eu l-am văzut, oranj există Nu, asta e un spectru de gază și undi Care ochii tăi le proiectează în creierul tău Câinele nu vede ce și tu vezi Alt om n-ați vadă ce ești tu vezi uh, Și asta tot e o greșeală Că judecata noastră adesea e cu E bătut bine în cuie, știi? E puternică Noi putem să acceptăm că noi judecăm Noi putem să acceptăm acest trait a nostru Acest sport pe care îl facem în fiecare zi dar în același timp putem să admitem că judecata vine și pleacă. Și fără judecată, tu pur și simplu ești un spațiu al conștiinței în care lucrurile se întâmplă cu tine. Tu ești într-o relație de lungă durată cu un om care este cu 8 ani mai în vârstă decât tine. Vrem să fac o glumă. Ai să o faci, asta? să adresez întrebarea cu un om care are foarte multe pofte de viață și din cauza asta desigur poate să lipsească din relația pe care tu o ai? Da, ți îți place și varietate mai tare decât mie. Eu, eu, dacă găsesc un restaurant, eu vreau că o să mănânc toată viața. El e bun, gata, am mâncat odată ghini și mănânc pentru și eu să schimb. Dacă mie îmi place hrișca cu smântână și cu crăniță de pui. A, cum reușești tu când rămâi singur cu tine să te împaci cu gândul a, că Există foarte multe stereotipuri care te cer să fii bărbat, să, fii, să conduci, să fii capul familiei, să fii șeful, să fii educatorul de pâine în casă și să iei deciziile, cu realitatea mm. în care tu trăiești, în care lucrurile nu stau tocmai așa. Stereotipurile astea nu mă ating pe mine, pe mine. Nu, asta e o construcție socială care există, probabil pentru unii provoacă presiune pe mine mă atinge propriu-zis și e și legat de interacțiuni umane, manifestare de iubire, dragoste, atenție. Astea lipsesc și fără aceste concepte. Asta e un concept, e o construcție. Nu? Eu Barbatul mult... trebuie exact. Dar bărbatul trebuie și într-un fel. Exact. Da, bărbatul trebuie și într-un fel pe timp de pașă. Dar pe timp de război cum trebuie și bărbatul? Se schimbă, bineînțeles, așteptările și percepțiile. Dar... Sunt atâtea situații în care tata se schimbă. Și cum trebuie să fie bărbatul? E cum trebuie să fie bărbatul? Nu știu de care bărbat, Nada. Iată, eu cer acum a o, o opinie general umană. Tu zici că astea sunt niște stereotipuri. Dar care este viziunea ta asupra rolului bărbatului într-o relație? Dar nu există un rol al bărbatului. Există, Andrei, tu ai o, un menaj, tu ai niște copii, tu trebuie să le asiguri. -as în cazul nostru de 11 sau câți ani, 25, 48, de, da, 30, da. Pas, stejarul Ștefan da. cel mare, de când ne suntem împreună, rolurile astea nu se schimbă, nu se definesc și capte diferite forme, nu... Uneori eu sunt ocupat, tu ești copchii, alte ori mai des tu ești ocupat și eu sunt copchii. Vezi că te tine tot și ies ne, ultimul, asta. Ultimul an iese. Ce, ce, se întâmplă în ultimul an la capitolul ăsta? îți permit să lipsești foarte mult de casă. Dar tu de ce rabzi asta? <laughs> de ce rabzi asta? Nu rabda asta. Lucrez cu tine la niște orar în care să fim mai Dar armonioși, Totuși e un an de zile de care tu spui că eu foarte mult lipsesc de acasă. Da. De ce rabzi asta? Nu cum rab, Nata, îți reproșez, vorbim despre asta, discutăm, lucrăm orar împreună în care să ne împăcăm, nu? Sunt schimbări. Cred că. Sau nu <laughs> Nu, mă, din că nu nu sunt. Și asta trebuie să ne ducă la niște discuții despre ce urmează să facem la toamnă. Deci, până la urmă, este un dezechilibru cu care tu nu ești de acord. Mhm. Mm Dar Așa... și sunt tare mulți factori, nu doar asta, nu doar dinamica dintre noi doi și rolurile noastre în cuplul nostru. Mhm. Mm și tare mult extern, și unde suntem noi și cum copiii sunt împac sau nu se împac cu școala și directiva de a respecta caligrafia în școală, nu știu. Dar care după tine sunt părțile alea frumoase ale relației care pe noi ne leagă? Părțile frumoase? Și care te fac atunci când ești foarte supărat să te, să te ții de ele și spui băi da, e că este asta. Da, nu neapărat așa gândesc Dar da, e apropiat Tati e frumos, Nata De la sex oral Până la plimbări în natură Tot e frumos Dar e normal de acceptat uh, Diversități Când ți mai puțin plăcut Când nu e chiar așa de împăcat Vezi că Eu aș putea spune că Relația cu Nata înseamnă De un an de zile eu încerc să convinc Pe Nata să avem o rutină mai armonioasă În Moldova da, noi, fiind în Moldova, am călătorit mult mai mult decât cum eram în Canada. Noi, fiind în Moldova, am cunoscut Moldova mult mai mult decât cât eu trăiam până în Moldova, da? Casa din Luncă la Trebușeni cu trei rat, dealuri, mers și adunat de este cum se cheamă? Cum se cheamă ele? Curnuț. Nu curnuț de este care intră și suc sângele. Căpuș. Căpuș la Cociulia, nu? cum lucrurile astea frumoase nu sunt întâmplat în Canada, ele sunt întâmplat aici. Uh -huh. Poți să le excluzi și să vezi doar neplăcutul? Spunem tu. Ei? <laughs> nu poți, tot e parte dintr-un întreg. Um, dacă tot noi suntem de un an de zile într-un alt context în care sunt anumite lucruri în dezechilibru, da? și um, iarăși fetele m-au rugat să te întreb. Fetele. Care este pentru tine formula pe care tu ai înțeles-o de conviețuirea doi oameni atât de diferiți, dar care au totuși ceva în comun? Și eu mă refer aici și la formula de gestionarea finanțelor, gestionarea treburilor casnice, gestionarea planurilor de viață. Eu am avut un scop pentru revenirea acasă și tu știi care a fost el, ca să nu vorbesc eu pentru mine. Partea interesantă e că tu și-l ai avut scop. Care era el? Uh, tu ai prunit un proiect la Pohrebea, mă ating, da? Așa. Ce vrei să faci acolo? Un. o. Uh, uh, carmangerie? Covrigere? Deci eu aveam o locomotivă care pe mine, Morcovelul ăla care mă atrăgea, da? În cazul tău, tu încă nu înțelegeai încă nu înțelegi, da? Noi la, la capitolul ăsta sunt, suntem destul de dezechilibrați. Uh -huh. Dar noi trebuie în același timp să gestionăm un internet grăiește, niște copii, griji casnice, buget și așa mai departe. Iată, dacă ar fi să rezumăm, care este pentru tine rețeta după care lucrurile pot fi cât de cât ținute într-o anumită armonie? Rețeta este să nu crezi că există o rețetă și să discuți de fiecare dată când apare o schimbare. Și asta eu cred că noi putem să o aplicăm chiar și la nivel mai înalt de guvernare, reforme. Nu ne pare normal să ne ținem permanent de ceva. Că apar schimbări și pe urmă sunt cu trei rate niște așteptări. Stai, lea, că nu mai merg lucrurile așa cum mergeau. Da, e normal, hai să schimbăm ceva. Noi cu tine asta facem. Noi comunicăm și schimbăm și ne adaptăm. Nu? Pe asta ne ajută pe urmă să ne înțelegem. Cred că dacă ne amintim de numeroase serii toamna trecută când nu ne înțelegeam, nu ne auzeam, nu ne simțeam discutând am ajuns să ne auzim, nu? Dar tu vorbești despre cel mai simplu lucru pe care poate să-l facă oricine okay, nu, El e simplu, dar noi la fel nu, nu știu dacă puteam, dar noi la fel aveam opțiunea aveam alegerea să dăm uh, mai mult încredere orgolilor noastre să zicem, da, nu, na, fie că se mai întâmplă lumea, nu știu, se disparte poate nu mai suntem noi așa din păcați, dar noi și suntem puternici împreună, poate noi și mai puternici separați. Și așa e interesant, Ramda să vorbește despre asta, cum o parte din viața lui era despre putere. Și altă parte era despre iubire. Abia Noi tare de a spunem în, în, în față ideea de eu vreau să câștig, eu vreau să am dreptate. Dar uneori poți să n-ai dreptate, uneori poți să asculti pe altcineva. Cum, Andrei, toată viața asta este despre cine e mai mare, cine e mai puternic, cine e mai bogat, cine e mai cunoscut. Toată viața asta se ține pe competiția dintre cei care supraviețuiesc și câștigă și cei care rămân în urmă. Okay. Tu n-ai în tine spiritul ăsta de competiție? Nu știu. <laughs> Serios, nu știu. Și mă întreb, spiritic, probabil la am, îmi pasă, nu știu, să performez bine. Dar cea mai bună în comparație cu tine e însuți, nu? Oh, wow. Tu singur cu tine concurezi? Păi, da, dacă eu mă uit la mine și nu-mi place de mine, asta e mult mai trist decât eu în comparație cu. Eu pot să-ți spun un lucru pe care consider că am putea liber să-l transmitem oamenilor care ne urmăresc fără ca să ne a, a, luăm tupiul de a da sfaturi dacă există ceva ce a, ne-a ajutat mult în toată perioada asta de când ne cunoaștem să facem lucrurile să meargă este să nu acceptăm să nu ne vorbim și... Cu toate că am avut, asta e super fan să trăiești în aceeași casă, copiii și să roți cu umerici, nu grăiești o zi două, asta e super fan. Nu cred că a fost o zi două, dacă a fost, am, poate... Nu, mai lung cred că a fost o zi, da. Dar asta a fost mai mult o excepție, adică eu nu știu dacă asta a fost mai mult o dată sau de două ori. Da. Însă eu pot să compar cu relații în care n-am vorbit o lună jumătate fiind într-o casă cu partenerul -a de viață. Ai pierdut vocea sau aveai laringită, nu știu. De ce n-ai vorbit așa de mult timp? Iată, în aceste momente... Omul <laughs> în aceste momente eu mă întreb cum reușești tu să înfrângi orgoliul tău? Orgoliul de om supărat, neauzit, păi, neînțeles, care trebuie oricum să vorbească. Tu te recorești ieși afară. Nu, nu, au fost numeroase manifestări în care eu ți eu nu știu de ce, ceva dată, în mine și eu am fost furios sau ne-am manifestat răutatea și lipsa de atenție față de oamenii apropiați, că după asta Sara, trăgând un fum de țigară la balcon, să înțeleg, stai dar deși eu am fost așa de porc. Deși asta mai devreme nu poți să înțelegi. Dar dacă încetezi să te bici, biciuiești, îți spui, pleacă muha, eu som rău, eu sunt neatent și folosește argumentul ăsta de you can begin again. Tu poți să încă o prochei. Tu poți să ceri scuze, tu chiar poți să faci asta. Da, nu o și că o să și oameni răniți, ar putea să nu mai lucrezi asta. Dar fucking înșarcă. Nu știu dacă eu neapărat să știi icoana asta de a renunțării la... 15 secunde pe săptămână eu pot să renunț la ego, știi? <laughs> nu te să avem chestia asta. E super greu să accepti non-dualitatea și faptul că noi suntem un spațiu al conștiinței. E clar că eu am dreptate. Eu vreau să ni se manifeste dragoste. Eu vreau să fiu iubit. Eu vreau lumea și fie la ce și spun eu. Dar în momentele de claritate poți să înțelegi că stai, nu tot așa de bătut în cuie și atunci eu cred că ai, un, ai o deschidere pentru, pentru iubire mai mare. Și Păi, iubirea nu e. Nu știu dacă nici nu mai trebuie despre asta. Eu. Iubirea nu neapărat e neapărat e o chestie care o dai. Sau am început să simt iubire. Sau mi-a dat dovadă de iubire. sau Dar tu de ce mă iubești? Dar iubirea tot poate fi un spațiu. O, o, o modalitate, da? De a vedea lucrurile. Dar tu te simți iubit. Te simți? pe la capăt. Și ți îți pare că pentru asta trebuie de luptat? Iisus la paie pentru asta. Și <laughs> să-mi de luptat. Deci de... Când asta nu mai merge. Da, stai, că Sunt <laughs> că trebuie să lupți atunci când asta merge. Dar dacă nu mai merge, trebuie să accepti că nu mai merge. A cred că. <laughs> mai stai, că așa curge ceva. Vă, vă curge crâșa aici, la medie, Mulțumesc pentru întrebare! Vreau să mai întreb în câteva lucruri și o să încheiem. Pentru mine tot timpul a contat să știu că eu sunt cu tine pe aceeași lungime de unde la capitolul uh, rolul femeii în societate. Nu. Eu tot timpul m-am bucurat de libertatea de a avea aripile desfăcute, chiar dacă au fost perioade în care te uram că nu mă las să mă duc la studii cu inima în păcat, că lipseam de acasă și tu permanent îmi reproșai că eu sunt nevoit să stau acasă cu copii în timp ce tu te duci să înveți. nu, Da, pentru că eu nu aveam un background de deschidere, de, de, acceptare sau o, o, viziune a finalității tale. Nu, nu știu dacă noi foarte multe lucruri. Același proiect la pohrebe a, a, fost aflat post-factum, când tu de erai super adânc băgată în asta. Tu puțin ne-ai comunicat din jisele tale. Poate pentru că tu nu m-ai întrebat? Eu pe no, tare nu, știu, des de întreb. Eu pe tine de să întreb da, care sunt visele tale. Poate asta tot e din egocentrizm, știi? Știi? Păi, revenind la acest rol al uh, femeii care atât de mult s-a schimbat în ultimii ani, uh, felul în care tu vezi acest rol eu știu că tu tot te aprinzi atunci când vezi comentarii, de exemplu, cum am avut noi emisiunea de 8 martie și au început să scurgă de comentarii despre uh, rolul femeii și așa mai departe. Uh, până la urmă, e tu, astăzi, în primurile pe care noi le trăim, în țara în care noi suntem, cu moravurile sociale, dar și cu realitățile politice, uh -huh. în care noi vedem că feminismul triumfează. Noi avem o femeie președintă, noi avem tot mai multe femei în Parlament, noi avem competiție politică între femei. Uh -huh. uh, aș vrea să folosești acest microfon ca să transmiți gândul tău către tot cei care, în același 8 martie, te ofensau, spunându-ți despre. Cum îți pierzi puterea când ai prea multă putere femeilor? Da, nu, da, principalii comentarii erau despre deși bărbații n-au o zi a lor, Deci bărbații n-au un marș al lor. Mm -hmm. Nu știu, sunt bărbați care vor să aibă marș? Ișiți ieșiți! Hai să vă vedem, celebrați bărbațiismul. Da, nu, nu mă sunt rănit sau marcat de asta. Și am o. Ți-am explicat, am o, un conflict cu ideea că feminismul devine o noțiune și respectiv definiția este fixă. Când noi vorbim de, de, o armonie, de un respect între noi înșine. Și sunt lucruri pe care tu nu le decizi atunci când te naști. Și sunt foarte multe lucruri care pe urmă, vieții tot nu tu le decizi, dar noi trăim cu iluzia că există liberul arbitru și eu am hotărât azi dimineața să fac dușurești și să vin la interviu la Mulțumesc pentru întrebare dar atunci când tu nu decizi cum te naști tu, atunci când tu nu decizi societatea în care tu crești primii ani și asta foarte profund te marchează emoțional, atunci când tu nu, nu decizi limba, cultura, religia în care ești, culoarea pielei, dar pentru aceste lucruri tu ajungi să fii judecat, aici se produce și rătășeala. Aici se produce marea capcană în care noi ne aruncăm în ură. Pe mine foarte tare m-a iluminat un obiect, un artefact din Muzeul Civilizației din Canada. Asta erau ochelari din lemn pe care sute de ani în urmă îi, purtea, îi purtau inuiții pentru că soarele era foarte intens și era multă zăpadă. Ochelari, ochelari din lemn cu un spațiu îngust aici. Și când transpiri o leacă la nivel de mozg și zici stai o leacă, sunt oameni care au ochii înguști pentru că strămoșii lor sute sau mii de ani au trăit în spațiu cu multă lunină și zăpadă și erau nevoiți să-și pună chiar și ochelare în care să-și îngusteze ochii. Și tu folosești ochilor înguști drept un element de rasism, ură sau de smagăț mă că glaza. În momentul ăsta ești deschis o leacă. Când aflic și cineva mai întunicat la piele ca tine și îți depui o de efort, de gândești, stai, oleacă, de antropologic strămoșii lui o trăit cu mai mult soare, cu mai multă vitamina D, cu mai multă melanină, cum se mai cheamă atunci începeți să mai urăști limbă, religie și așa mai departe, sex, femeie, bărbat. Noi suntem doar niște boțuri de, de iubire, da? Care la un moment dat uite să fac asta. Tu ce folosești ca să-ți amintești că ești un boț de iubire? Eu mă uit la UFC <laughs> și folosesc eu. Mai am niște resurse foarte bune de meditații. Recomandă-le de, de oameni înțelepți pe care îi urmăresc Dar mulți dintre dintre și -s morți Oricum recomand, de precis că există Aplicația ceva. Waking Up E ca poți să lași în descrierea la video Abonamentul pe o lună, gratuit A. Da, mai folosesc lucruri pe care nu le pot spune la microfon Dar te, te ajut Acolo unde este ajuns acum Țara în care tu te-ai întors Mm -hmm. Tu vezi mai multă lumină la capătul tunelului. E, Acest răspuns poate îmbătrâni foarte urât. <laughs> Depinde cum îl, cum îl formulează. Formulează-l referindu-te la momentul de acum. Eu prefer să văd lumină, eu prefer să fiu optimist, prefer să cred că sunt mult mai mulți oameni în Moldova care care vor să trăiască în împăcare, care vor să depună o leag de efort. Pentru că asta costă foarte mult. Să păstrezi democrația, să mergi la alegeri, să-ți piesă, asta costă foarte mult. Asta super neinteresant. Nimănui nu-i trebuie. Anarhia, orgiile, eu, eu as și doar pentru asta. Dar înțeleg că there's a price to pay, și Trebuie de pusă o leacă de efort să ne piesă de curățenie unul altora să comunicăm, să reproșăm atunci când e cazul, să stand our ground când e cazul. Eu prefer să văd mai multă lumină decât întuneric. Tu știi că mulți oameni justifică neimplicarea lor în orice ar fi legat de procesele democratice din țară, spunând că ei sunt apolitici. Ok. Nu, dar e normal să nu-ți pese, e normal. Mai ales în direct. Dar noi cu toți avem de suferit după asta Dacă Ei, la prea mulți nu le pasă Noi cu toți avem de suferit pentru că atâta timp După și muși și în Grecia antică Au ieșit și pupau băiței minori Ieșind din Atena în ar greu despre cum trebuie să fie o republică ideală Noi încă n-am transpirat Creierile noastre să gândim modele Poate o leacă mai eficiență de distribuție a puterii De raport dintre alegători și putere uh -huh. Noi până mu În Republica Moldova și în multe alte țări Folosim un semicerc de scaune și o tribună în care lumea are o ordine de vorbitori. Și azi și grăim. Înțelegi? Tot e mult mai inert. Și tu vezi cum, de exemplu, în lumea afacerilor se schimbă lucrurile mult mai dinamic. Și interacțiunile financiare, umane, divin, sau cum zic, se, se, se mișcă la o viteză mult mai mare decât ele se mișcă la nivel normativ de legislație. Și asta va provoca foarte mult scârțâit. Noi trebuie să simțim că avem de suferit pentru că nu ne adaptăm, nu suntem flexibili. Eu aș vrea să avem o, o metodă prin care noi mult mai ușor punem la perete politicienii pentru prostii, prin care ei e mult mai greu spun minciuni. Da, mult ai exemple de oameni care patru ani au o funcție și nu suferă deloc dacă promovează fake-uri. Nu suferă deloc dacă la tribuna Parlamentului, alesul poporului, grește niște prostii și generează ură în oameni. Păi da, suferă la următoarele alegeri. Eu am nu vreau el să de la lucru. El, tu înțelegi, el e angajatul meu. Vasile Bole e angajatul meu și ne motivează nie că oameni cu simbolica blocului Pabeda vin pentru că rudele le-au dat 9000 de dolari la aeroport. Ciuvac. Păi, iată, tu menționezi acum toate aceste lucruri și totodată tu spui că e, e normal să fim indiferenți. Uh, e normal acest fenomen, pentru că multor oameni este greu să începe să le piesă despre asta, nată. Eu am văzut zilele astea un discurs a cuiva care spunea, Vadim Pistrimciuc spunea, Păi, uh -huh. e un moment acum când trebuie să ne enervăm. <laughs> We have to get mad. Tu tot crezi că este un moment bun acum ca să ne enervăm? Nu. Nu cred că trebuie să ne enervăm. Uh, cred că trebuie să mă tem de cuvântul trebuie, dar cred că ar fi cazul să găsim cât mai multe argumente, cât mai multe argumente și cât mai multă înțelepciune în noi, dacă ne pasă într-adevăr de anumite poziții, de anumite uh -huh. idei, să găsim coechipieri în acest scop a nostru de să, o numim amul integrare europeană. Lunină la capătul tunelului în dezvoltarea Republicii Moldova. Da, dar de enervat, inevitabil, eu cred că noi uh, suntem împinși spre enervare de faptul că vedem cum cineva spune ceva cu care noi nu suntem de acord. Cum așa? Nu numai eu am dreptate. Care e cel mai mare vis al tău? Eu cu asta închei și întreb pe toți pentru că atunci când eu zic 10 ani, Andrei, 10 ani, 10 ani. Ți, ți pare poate prea departe, dar e ceva care se va întâmpla foarte curând. Canada a trecut în 10 ani foarte repede. Vreau să-l întâlnesc pe Conan O'Brien și strâng mâna. De rău, Conan! Mulțumesc pentru -a ce ai făcut. Și asta am vis. Mulțumesc pentru întrebare. Hai, mă să-l lacrimi dimineață. Mulțumesc pentru întrebare. De ascultat când mâinile sunt ocupate și mintea liberă.